de ce zi? În ce an 27 octombrie 2023 pentru susținerea bună cărteziță doctor a domnului Aurel Stolcea a fost aprobată componența Consiliului Științific Specializat pe 242-05-23-99 în următoare componență. Vostan Luan, președinte, doctor habilitate științe tehnice, profesor universitar, clinician. Trifan Nicolae, secretar științific, doctor științe tehnice, conferențiar universitar. Dolgenu Valeriu, doctor habilitate științe tehnice, profesor universitar. Mazuru Sergiu, doctor habilitate științe tehnice, conferențiar universitar. Slătineanu Laurențiu, doctor inginer, profesor universitar, România. Referență oficial. Nedeancu Dumitru, doctor inginer, profesor universitar, România. Ojevom Alexandru, doctor științe tehnice, conferențiar, universitar. Tema tezii este optimizarea structurilor profesionale la proiectarea sistemului de specialitatea 94.05 tehnologii procedee și continuate de educare. Acum, conform procedurilor, e venit cuvântul domnului secretar științific Nicolae Trifan pentru a vă aduce la cunoștință unitate necesare pentru organizarea și desfășurarea ședinților. Consiliul Științific Specializat de către domnul Aurel Stolcea a fost depusă următoarele acte. 1. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor. 2. Teza și rezumatul. 3. Hotărârea seminarului științific de profil. Lista de prezență membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. 4. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnate de autor și certificate de secretar științific al instituției. De asemenea și suplimentul publicației la tema tezei de doctorat. 5. Avizul pozitiv al seminarului departamentului Inginerie a Fabricației, în cadrul căruia a fost elaborată teza. 6. Avizul conducătorului științific la tema tezei de doctorat. 7. Lista organizațiilor pe care, pe adresa cărora au fost expediate rezumatele sau referate științifice cu ștampila poștei cu data de 16 noiembrie, adică cel puțin 30 zile înainte de susținerea publică. 8. Adevenirea de punerea tezei de doctor în codul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Deci au fost depuse toate actele care ne permit să continuăm ședința de susținere publică a tezei. Stimați colegi, nu sunt. Atunci, domnul conducător, mulțumesc! Stimat asistenți, permiteți-mi să vă prezint teza. Informatizarea industrială masivă, inclusiv prin sisteme de proiectare a sitate de calculatori de tipul CAD, CAE, CAM, CAPP, PRDM și altele, au dus la iminenta necesitate de a utiliza informații veridice foarte bine detaliate și structurate despre obiectele și procesele proiectate.
Lucrarea este inițiată pornind de la ideea că abordările moderne de proiectare tehnologică pentru piese din ce în ce mai complexe, constructiv, sunt reflecția nu numai a metodelor moderne de prelucrare, dar și o reflecție a structurilor dimensionale constructive tot mai variate, a piețelor semifabricatelor și a structurilor funcțional dimensionale ale mașinilor unelte cu control numeric. Iar acest fapt este insuficient reflectat în literatura de specialitate. Analiza surselor bibliografice mi-a permis să formulez scopul și obiectivele cercetării. Scopul tezei este elaborarea mecanismelor de optimizare a structurilor dimensional-tehnologic orientate spre creșterea calității proiectării și eficiența proceselor tehnologice de prelucrare mecanică. Am stabilit următoarele obiective. Elaborarea metodologiei de determinare a caracteristicilor structurilor dimensional-tehnologice care ar asigura robustețea soluțiilor tehnologice și nu ar admite evaluări cu exces ale valorilor. Elaborarea metodei de rezolvare a sistemelor de lanțuri dimensionale tehnologice liniare pentru condițiile centralizării prelucrărilor mecanice pe centre de planificare și mașini unelte de control numeric. Stabilirea criteriului de optimitate a structurilor dimensionale pe nivele ierarhice. Fază tehnologică, instalare tehnologică, operație. Elaborarea mecanismului de creare a structurilor dimensional tehnologice optime în sistemul, proces tehnologic, sistem tehnologic, piese semifabricat. Elaborarea mecanismului de sinteză geometrică a structurilor dimensional tehnologice optime din componente, fază tehnologică și instalare. Elaborarea criteriilor de constituire a scenariilor optime de prelucrare și a precedențelor structurale tehnologice optime care pot servi ca bază pentru ulterioarele activități. Elaborarea algoritmului de proiectare dimensională optimă a tehnologiilor de prelucrare mecanică. Teza este structurată în 4 capitole. Capitolul 1 cu problematica structurilor dimensionale la proiectarea proceselor tehnologice. Procesele de optimizare a proiectării tehnologice au fost studiate de foarte mulți cercetători, printre care pot să menționez Huang, Kumar, Gonzales, Mokrushin, Pieminov și alții. În lucrările publicate pe această temă sunt tratate aspecte de alocare simultană a toleranțelor constructive și toleranțelor tehnologice pentru asigurarea robustieței fabricării, asigurarea capabilității procesului pentru costuri minime și altele. Proiectarea tehnologică, inclusiv și cea asistată de calculator, se dezvoltă prin noi instrumente de calcul și analiză, în primul rând dimensionale, care ne permite transferul încrederii spre etapa de proiectare. Noile abordări inovatoare care tot mai mult se bazează pe algoritmi genetici, pe precedență de succes, pe înregistrarea soluțiilor situațional performante, astfel încât în alte situații similare să se găsească rapid soluții tehnologice adecvate. În calitate de metode de alocare a toleranțelor cotelor tehnologice, sunt folosite preponderent metoda diagramelor și metoda grafurilor. Atât diagrama toleranțelor, cât și cea a grafurilor, ne permite realizarea unei asocieri între toleranțele cotelor tehnologice și toleranțele constructive, astfel încât se poate de realiza calcule și analize în termeni de toleranțe. Aceste două instrumente reprezintă instrumente structurale. Sunt alternative sarcinilor complexe de calcul combinatorice și sunt valabile pentru majoritatea pieselor. Criteriile de optimitate a proceselor tehnologice formulați de mulți autori nu reflectă direct structura procesului tehnologic, dar au un caracter de generalizări cantitative. Număr de operații și de faze tehnologice minime, suma daunelor de prelucrare eliminată de pe toate suprafețele minime, suma toleranțelor dimensionale tehnologice operaționale minime. Aceste criterii de optimalitate sunt reunite prin ponderi de influență.
câteva concluzii selective la capitolul 1. Pentru proiectarea tehnologică inclusivă asistată de calculator, este importantă formarea structurilor dimensional tehnologice optime, care ar deveni precedență optime în regim de proiectare concurențială. Crearea structurilor dimensional tehnologice optime la nivel de componente ale procesului tehnologic ca fază instalare operației trebuie să ia în considerare întregul sistem de structuri dimensionale, proces tehnologic, sistem tehnologic, piesă semifabricată. Este necesară o abordare mai adecvată, bazată pe analize sistemice și situaționale ale interacțiunilor, elementelor, structurilor dimensionale. Este actuală elaborarea criteriilor de constituire a scenariilor optime și a schemelor structurale tehnologice optime. Aceste concluzii, dar și întreg studiu a resurselor bibliografice, a stat la baza formării scopului și obiectivelor cercetării. Capitolul 2. Metode de analiză în toleranța structurilor dimensional-tehnologice. Cunoaștem faptul că toleranțele cotelor tehnologice nu pot fi mai mici decât le poate asigura sistemul tehnologic, iar toleranțele adaunselor de prelucrare nu atât de mari încât adâncimea de aștiere să depășească valoarea la care precizia nu mai este asigurată. Este evident că o structură dimensională tehnologică elementară este optimă dacă cota constructivă se formează prin intermediul proprii cote tehnologice. Cota constructivă, în acest caz, este element de închidere ale lanțului dimensional. O structură dimensională tehnologică elementară nu este optimă dacă cota constructivă se formează prin propria cotă tehnologică și prin una sau mai multe cote tehnologice străine pentru a închide lanțul dimensional. Preciziul cotelor componente vor trebui să fie mai mari decât cele inițiale. Cunoaștem faptul că metoda de calcul maxim și minim mai poate denumirea și de cel mai rău caz și precizia asigurată este estimată la nivel mai jos decât cea reală. În lucrare propun că analiza dimensională să se facă prin metoda maximum și minimum compensarea erorilor, care ține cont de formarea corelată și într-o oarecare anumită interdependență a cotelor tehnologice. Consider că fenomenul de compensare a erorilor se explică prin faptul că în anumite situații, în structura toleranțelor a două cote tehnologice, există erori de prelucrare, vector cu aceeași direcții care se compensează reciproc. Astfel, un element care, în conformitate cu lanțul dimensional, este de mărire pentru elementul de închidere. Prin unele erori ale toleranței sale, este de micșorare și invers. Conform metodei de calcul maxim și minim, toleranța elementului de închidere este egală cu suma toleranțelor elementelor componente. La utilizarea metodei de maximum și minimum compensarea erorilor, vedem o micșorare a toleranței elementului de închidere și posibilitatea de creștere a preciziei de prelucrare. Compensarea erorilor provoacă două efecte de creștere a preciziei tehnologice prin o toleranță a elementului de închidere mai mică decât suma toleranțelor date a elementelor componente și doi, suma toleranțelor elementelor componente mai mare decât toleranța cerută a elementului de închidere. Propun de utilizat și pentru cotele lineare relația aprobată în practică la calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafețele de revoluție, motivațiile fiind similare. Am stabilit că compensarea erorilor se manifestă și pentru cotele tehnologice lineare formate ca element de închidere și formate ca următorul element în lanț, dacă suprafețele prelucrate au aceeași orientare. Am propus metoda de rezolvare a lanțului dimensional liniare tehnologice care combină definirea ordinii prelucrării cu grafuri tehnologice și rezolvarea în etape. Urmărirea transformării cotelor la prelucrarea suprafețelor, gruparea cotelor tehnologice și rezolvarea începând
cu cota dimensional determinantă, cea care conține numai cote țintă. Un exemplu de rezolvare a lanțurilor dimensional linear tehnologice, un exemplu de urmărire a formării cotelor în calitate de cote țintă și cote asociate prin înlăturarea adaosurilor de prelucrare și gruparea lanțurilor dimensionale. Concluzii selective la acest capitol. Am stabilit și demonstrat mecanismele și situațiile de compensare a erorilor în structurile dimensional tehnologice complexe. Posibilitatea de calcul a toleranțelor adaosurilor de prelucrare și a cotelor tehnologice, respectiv ca diferența și diferența ponderată a toleranțelor cotelor tehnologice precedentă și actuală. Efectul structural de creștere a preciziei de prelucrare și de micșorarea toleranțelor adaosurilor de prelucrare generat de compensarea erorilor. Capitolul 3. Formarea preciziei în structurile dimensional tehnologice. La proiectarea tehnologică interacționează și formează un sistem unic structurile dimensionale constructive ale pieței și semifabricatului de tip obiect și structurile dimensionale de tip proces ale sistemului tehnologic cu control numeric și a tehnologiei prelucrate. Am ajuns la concluzia că o structură dimensională integră a procesului tehnologic este optimă dacă este asemănătoare, similară cu structurile dimensionale constructive ale pieței și semifabricatului și este asigurată pe deplin de o structură dimensională a sistemului tehnologic tot similară. Astfel, fiecare cotă constructivă este formată prin propria cotă tehnologică și precizia cotelor tehnologice este trecută direct în precizia cotelor constructive fără pierdere. Două exemple de constituire a structurilor dimensionale similare. Sinteza structurii dimensional-tehnologice se face în ordine. Elaborarea grafului relațiilor dimensional-tehnologice în formă similară grafului constructiv. Astfel, fiecare cotă constructivă este formată prin propria cotă tehnologică. Verificarea suportului tehnologic, adică dacă graful relațiilor dimensional-tehnologice include structuri dimensionale caracteristice sistemului tehnologic. Secvențierea grafului relațiilor dimensionale tehnologic pe instalări și grupe de faze. Alocarea toleranțelor cotelor tehnologice țintă. Exemplu de structuri dimensionale similare, constructivă și tehnologică. Exemplu de secvențiere a structurii dimensional-tehnologice pe instalări și grupe de faze. Concluzii selective la acest capitol. O structură dimensională integră procesul tehnologic este optimală dacă este asemănătoare, similară cu structurile dimensional-constructive ale pieței și a semifabricatului, posibil și în variante alternative și este asigurată pe deplin de o structură dimensională a sistemului tehnologic, tot similară prin transformări morfologice. Capitolul 4. Structuri dimensionale tehnologice optime. Conform recomandărilor din îndrumar, prelucrarea de degroșare permite transformarea unei cote de la treapta de precizie a 16 la treapta de precizie 13 și se face la variația adâncimii de așchiere egală cu toleranța adaosului de prelucrare. Afirmația este valabilă așa cum este formulată pentru o cotă de la bază tehnologică, dar nu pentru o cotă oarecare dintr-o structură mai complexă. Ușor constatăm că în cadrul structurilor dimensionale în lanț, toleranța adaosului crește odată cu creșterea numărului de ordine a elementului în lanț de la baza tehnologică și include în sine toate toleranțele cotelor țintă și a semifabricatului pornind de la baza tehnologică. Am stabilit două efecte provocate de structurile complexe. 1. Creșterea toleranțelor adaosurilor de prelucrare cu micșorarea nivelului de asigurare tehnologică. 2. Compensarea erorilor soldată cu micșorarea toleranțelor adaosurilor de prelucrare, adică creșterea nivelului de asigurare tehnologică a preciziei și creșterea toleranțelor cotelor tehnologice. O structură dimensională tehnologic complexă
este considerată optimală dacă fiecare cotă tehnologică este formată cu precizia și cu toleranța adaosului de prelucrare în limitele intervalului de optimalitate stabilit empiric și fizico-tehnic pentru structurile dimensional elementare. Am analizat diferite structuri dimensionale. De exemplu, structura dimensională de tip optimală, de tip evantai, este optimală, deoarece orice cotă tehnologică este în lanț și se formează cu precizia statistică, iar compensarea erorilor duce la micșorarea adaosului de la micșorarea toleranței adaosului de prelucrare. Structura de tipul levantai deplasat de asemenea este acceptabilă. Observăm că orice cotă tehnologică este a doua în lanț, crește toleranța adaosului de prelucrare, însă compensarea erorilor reduce din creșterea toleranței adaosului de prelucrare și din cerințele de precizie. Altă structură, evantai în lanț cu trei elemente, este de asemenea acceptabilă, deoarece chiar pentru cota 3, la care crește foarte tare toleranța adaosului de prelucrare datorită efectului compensării erorilor, observăm diminuarea acestei toleranțe. În cazul unei structuri dimensionale cu 4 elemente, structura respectivă este inacceptabilă, deoarece, după cum observăm, a treia și a patra cotă tehnologică se formează cu toleranță inacceptabilă ale adaosurilor de prelucrare. Compensarea erorilor reduce din creșterea toleranței. Însă, noi ne aflăm în afara intervalului de optimalitate. Pentru asemenea structuri, unde vedem că din cauza efectul de creștere în afara intervalului de optimitate, toleranța adaosului de prelucrare este în interval de optimitate. Pentru asemenea cazuri, când avem structuri dimensionale inadmisibile, am propus următoarele soluții. 1. Reproiectarea structurii dimensional-constructive. 2. Redimensionarea constructivă echivalentă. În cazul unei structuri dimensionale inacceptabile, elaborăm o structură de redimensionare echivalentă și observăm că toleranța adaosului de prelucrare se micșorează din contul creșterii inacceptabile a preciziei și deci structura este inacceptabilă. Altă variantă de redimensionare echivalentă pentru aceeași structură, observăm că toleranța adaosului de prelucrare se micșorează din contul creșterii acceptabile a preciziei cotelor tehnologice. Deci, există câteva variante posibile pentru o structură dimensională inacceptabilă de redimensionare echivalentă. În cazul de față am prezentat trei structuri de redimensionare echivalentă pentru cazul unei structuri inacceptabile și observăm că varianta a treia este acceptabilă. Însă, dacă n-am fi utilizat metoda de maximum și minimum, niciuna din variante nu putea fi acceptată, deoarece nu ne încadram în câmpul de optimitate. Pentru a nu admite toleranțe mari ale adaosului de prelucrare, la prima instalare baza tehnologică trebuie să fragmenteze cel mai lung lanț dimensional. Concluzii selective la acest capitol. O structură dimensională tehnologică complexă este considerată optimală dacă fiecare cotă tehnologică este formată cu precizia și cu toleranța adaosului de prelucrare în limitele intervalului de optimitate definit empiric și fizico-tehnic pentru structuri dimensionale elementare. Adaptarea de optimizare a structurilor dimensionale tehnologice se face prin redimensionarea constructivă echivalentă cu efecte de micșorare a toleranței adaosurilor de prelucrare datorită sporirii precizii de prelucrare și cu condiția respectării intervalului de optimitate. Concluzii finale. Compensarea erorilor este un mecanism de evaluare robustă a toleranțelor adaosurilor de prelucrare
și a cotelor tehnologice, ele fiind de 1.5, 1.7 și respectiv 15-20% mai mici față de cel mai rău caz. Metoda dezvoltată de rezolvare a sistemelor de lanțuri dimensionale tehnologice cu multe dimensiuni interrelaționale, caracteristici centralizării prelucrării pe mașini numerice cu control numeric, este bazată pe monitorizarea formării toleranțelor cotelor tehnologice țintă, cotelor asociate, adaosurilor de prelucrare și manifestări situaționale a efectelor de compensare a erorilor. Optimitatea instalării și a procesului tehnologic este caracterizată de mulțimea cuplurilor toleranțelor cotelor tehnologice formate și ale adaosurilor de prelucrare înlăturate. Fiecare dintre aceste toleranțe, datorită restricțiilor sistemice, se abat valoric de la optimul propriu în limitele unor intervale tehnologic admisibile. Crearea structurilor dimensional tehnologice optime se face prin intermediul mecanismului bazat pe influența și adaptabilitatea și similitudinea reciprocă a structurilor dimensional ale obiectelor, piesă, proces tehnologic, sistem tehnologic semifabricat. Optimitatea structurilor dimensionale are caracter ierarhic. La fiecare nivel este determinată de cel mai mic posibil număr de elemente, deoarece mărimea toleranței adaosului de prelucrare este determinată de poziția în lanța cotei tehnologice la formarea căruia participă, cumulând toleranțele tuturor cotelor tehnologice țintă, inclusiv și a cotei la formarea căruia participă. Scenariile de prelucrare trebuie transformarea prin secvențiere a structurii dimensionale tehnologice prin definirea bazelor tehnologice, iar aceste structuri secvențiate reprezintă precedențe optime atât pentru proiectul tehnologic cât și pentru proiectul constructiv. Metodologia elaborată de adaptare a structurilor dimensionale constructive la structura dimensională optimă prin crearea structurilor dimensional constructive echivalente se bazează pe asigurarea tehnologică, adică capabilitatea procesului, determinată de echilibru dintre creșterea preciziei provocată de circumstanțele structurale și creșterea toleranței adaosului de prelucrare pe lungimea lanțului și poziția cotei tehnologice în lanț. Mulțumesc pentru atenție. Viața, Adrian, mulțumesc pentru prezentare. Întrebarea mea poate să pară simplă, banală, dar oricum o frământă, pentru că acum suntem într-un proces de redesign a programelor de studii, la TCM, în contextul industriei 4.0, toată istoria respectivă. Eu mi-aduc aminte, eram student la TCM și cu siguranță disciplina care am avut-o și era subiectul lanțului dimensionale nu era atât de primită de către studenți, era considerat un pic cam complicată, trebuia să intre în tematică. Totodată, având în vedere că acum avem pe piață atât de multe mașini inteligente, 5 axe, 3 axe, cu sistem propriu de programare, cu sistem foarte inteligent de urmărire a precizii, de urmărire dar tuturor lucrurilor foarte interesante. Spuneți să vă rog, în ce măsură considerați dumneavoastră că subiectul ăsta ar fi important pentru formarea unui viitor tehnolog în domeniul construcției? Ar fi foarte important, deoarece la etapa, dacă ținem cont că ați menționat Industrie 4.0, în prezent pentru ea se creează bază de date pentru a îmbunătăți, a optimiza procesul de producere și creând structuri
de dimensionale am putea optime, ele ar putea să ele servesc și trebuie să servească ca precedențe pentru cei care elaborează tehnologia și totodată elaborează și construcția pieselor respective, care ulterior trebuie să fie prelucrate. Bine, dar în contextul ăsta, pentru că am acum recent o experiență de a încerca să realizez proiecte în SolidCAM sau în CAMWorks, am încercat și una și alta. Și uite, am piesa, i-am dat toate datele inițiale, după care apăs un buton, după care al doilea, după care al treilea, se generează tot, tot traseul, se generează absolut tot. Unii văd eu istoria respectivă, unii este momentul în care eu, ca tehnolog, uite, țin cont, băi, sunt lanțuri dimensionale, ce fac eu cu dânsul? Cum intervin în, în istoria respectivă ca să am o tehnologie eficientă? În primul rând vreau să menționez că toate softuri care le-ați menționat dumneavoastră rulează tot în baza precedențelor care sunt de acum introduse în baza de date. Evident că noi, făcând o analiză dimensională, observăm unde avem creșterea mare a toleranței adaosului de prelucrare. Făcând analiza respectivă și dacă avem o structură dimensională și se adeverește că ea nu este, nu intră în intervalul ăsta de optimitate, atunci noi redimensionăm echivalent structura dimensională respectivă și obținem soluțiile optime din punct de vedere a tehnologiei și a eficacității producerii. Și facem corecțiile respective la traiectoria de deplasare a sculei, fiindcă toate camurile, când fac un, spunem, o programă, ele utilizează un zerou mașinii unelte. Avem piese care se prelucrează pe mașinii unelte cu structuri dimensionale complexe. În cazul ăsta, noi trebuie să fragmentăm structurile ca să nu obținem creșterea respectivă a adaosului de prelucrare. Și lucrul ăsta îl facem prin analiza dimensională. Și lucrul ăsta, așa, dacă înțeleg eu bine, este foarte important pentru producerea din serie, mari, mijlocii... Serie mijlocii. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Sătineanu mă numesc și sigur voi mai forma poate ceva comentarii mai la sfârșit sau la etapa corespunzătoare. Aș vrea să întreb, dumneavoastră ați vorbit despre compensarea erorilor. Înseamnă că cineva trebuie să piardă. Această compensare se face pe seama altor dimensiuni, bănuiesc eu, sau să oferiți niște explicații legate de compensarea erorilor și respectiv despre conceptul de ponderare a influenței sau influențe ponderate. Mulțumesc. Iată, în cazul când avem utilizarea efectului ori metodei de compensare a erorilor, observăm descreșterea toleranței adaosului de prelucrare din contul descreșterii preciziei cotelor tehnologice. În cazul când avem o redimensionare constructivă, adică când lanțul dimensional are o lungime mai mare, observăm, iată, descreșterea toleranței adaosului de prelucrare din contul precizii de prelucrare. Dar însă precizia asta de prelucrare trebuie să fie în intervalul ăsta de optimalitate, ca să ne permită să obținem precizia respectivă. Mulțumesc. Ce înseamnă ponderare, influență ponderată? Adică se stabilesc experimental niște condiții unde un factor ori altul are o influență respectivă. 10, 20, 30, 40%. Mulțumesc. Uitați-vă, dumneavoastră ați prezentat și în capitolul 2, și 3, și 4. Niște grafuri. Da. Grafurile acestea sunt pe piese concrete. Da, pe piese concrete. Pe exemple concrete. Pe exemple concrete.
Vedeți că noi vedem numai grafurile, dar piesele nu vedem. Și în cazul de față ar fi fost bine, măcar forma piesei, măcar... Ele sunt în... Arteză? În arteză, da. Один можно отвечать, то, что он касается всех, да? А второй, значит, желательно, чтобы ответить, да? Значит, первый, значит, все эти системы, КАД-КАМ и так далее, они воплотили в себя последовательность разработки процессоров, размерный анализ и так далее. На сегодняшний день в Молдавии, значит, все эти ГОСТы и так далее не работают. То есть у нас нет методики расчета допусков, размерного анализа нету, все это отменено, да? Последовательность разработки процессов тоже отменена, да? То есть теперь возникает вопрос, а раз это все отменено, нужно ли это, да? Значит, вот такой вопрос. А? Вы третий раз говорите, что в Молдове отменено. Кто отменял в Молдове расчет размерных цепей? Вот, оно входило в ГОСТы. ГОСТы отменены. И это есть европейские ГОСТы, которые действительно... Как отменены ГОСТы? Отменены. Мы перешли на европейские. Ну, я не видел пока, я искал европейские. Есть. Может быть... СМЕФ. Молдова стандарт должно сослаться, что такие-то ГОСТы у нас действительно. Есть какие-то. Да, ну, я сказал, что вы это можете отвечать. Второй вопрос, значит, это. У меня... Просто констатарий, да? Да, значит, потому что студенты могут задать вопрос, вам придется отвечать на такой вопрос. У меня были такие случаи, когда ты студентами, а студенты имеют право разные вопросы задавать, да? Второй вопрос у меня, значит, продолжение то, что говорил Радов. С какого, будем говорить, с какой операции начинается размерный анализ? С первой операции или с последней? То есть, когда мы должны начать, чтобы убедиться, что что-то у нас в технологии нет? În primul rând, da să vă răspund totuși la întrebarea care spuneți că nu putem, putem să nu răspundem. Vreau să vă spun că eu tot n-am auzit să fie anulate standardele la care dumneavoastră vă referiți. Însă, companiile din Moldova lucrează acum cu companii de peste hotare, unde puteți, nu puteți să afirmați că acolo sunt înfăturate careva standarde. Ele sunt numite... pe diferite piețe, diferite au. Însă toți lucrează cu standarde. Chiar și Moldova. Dacă o să... Și a doua întrebare. Eu propun și tot ceea ce am făcut este orientat spre aceea că analiza dimensională să nu fie un instrument de verificare, de simulare a corectitudinii procesului tehnologic elaborat, dar să fie un instrument de elaborare a procesului tehnologic. Poftim întrebări. Am urmărit cu interes teza dumneavoastră și mă frământ o chestiune. Aveți undeva la un moment dat o optimizare cost-toleranță. Da, este. Trecut undeva în capitolul 1. Da. Este adevărat, e preluat din literatura de specialitate. Da. Doriți să continuați, să spunem, din punct de vedere a activității de cercetare și să realizați o adevărată optimizare cost-toleranță? Și care credeți că ar fi factorii pe care ar trebui să-i luați în considerare, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere a fabricației? Evident, adică... Adică acolo e o chestiune generală, când spui cost-toleranță. Toleranța depinde de ceva. Da. Adică, în capitolul 1 am menționat că sunt câteva metode, ori metodologii de determinare a câmpului de toleranță, a câmpului de optimalitate cost. Și adică, în intervalul acesta de optimalitate, toleranță, cost, evident că lucrul acesta depinde și de
întreprinderea concretă, fiindcă depinde de utilajul care există la uzină, depinde de procedeile pe care le utilizează uzina respectivă și totodată depinde de istoria ori de experiența pe care o au în elaborarea tehnologiilor pentru a micșora costul respectiv. Da, și chiar mers până la volumul producției, s-a discutat aici, și chiar parametri tehnologici de proces. Până da, asta ceea ce se referă la experiența pe care o au, pe care o are uzina respectivă, ori întreprinderea respectivă. Da, mulțumesc. Să gândesc colegii mei de ușor întrebare, așa, să nu uite. Ați vorbit și ați răspuns că la o întrebare vecinul meu. V-a întrebat despre compensarea erorilor. Compensarea erorilor poate fi în grijă constructorului, proiectantului de construcție sau să fie lăsată la cheremul tehnologului care face tehnologie. Dumneavoastră, cui dată acest lucru prioritar? Constructorului sau tehnologului? Asta este prima întrebare. Dacă admitem că compensarea erorilor s-a făcut prost și la nivel de construcții și la nivel de tehnologie. Ce se întâmplă cu câmpul toleranțelor, costul, fabricații, precizia de execuție, fiindcă aceste toate sunt legate. Dumneavoastră ați cercetat legătura acestor factori între ele? Ok, la prima întrebare. Compensarea erorilor. Compensarea erorilor. Seama cui o pun. Ținând cont de faptul că în prezent se tinde să lucreze, să activeze pe producerea concurențială, sarcina respectivă îi revine atât proiectantului de tehnologie, cât și proiectantului de construcție. Ar fi foarte benefic ca ei să lucreze într-o echipă și lucrarea mea se axează pe ceea că creăm precedențe de structuri optimale. Și în cazul când tehnologul, utilizând tehnica contemporană, când tehnologul utilizează o structură dimensională care nu o să fie optimă, atunci sistemul de proiectare, sistemul în care el activează, îl înștiințează și îi propune niște variante de structuri optime, ca el să le utilizeze. Fiindcă, în alt caz, tehnologul o să trebuiască să redimensioneze constructivul echivalent ca să obțină piesa cu cerințele respective. Asta. Dacă nu se face bine. Păi, problema, spunem, pericolul cel mai mare, dacă o să se facă greșeli la estimarea respectivă, o să fie că noi nu o să putem, o să fie situația când nu o să fie asigurată precizia de prelucrare. Și atunci noi o să trebuiască să mai facem o trecere, adică încă o prelucrare, ca să ajungem la trecerea, la precizia respectivă cotei. Păi bine, eu am înțeles că trebuie, evident, noi putem, doar când suntem în cadrul unei de acum prelucrări, prelucrăm piesa și am
depistat că am efectuat o eroare la calcul. Noi când o să o depistăm? O să o depistăm atunci când prelucrăm piesa și nu ne încadrăm în precizia respectivă. Și atunci, dacă rebutul respectiv poate fi, spunem, refăcut, o să fim nevoiți să mai facem o trecere suplimentară ca să ajungem la precizia respectivă. Ceea ce am încercat eu să fac în teză a fost spre aceea ca noi să nu admitem aceste erori la proiectarea tehnologiilor. Domnule, așa o întrebare. Eu am studiat lucrarea dumneavoastră pe scurt, când am avut primul timp. Am atras atenția la structura tezii, cerințele anăcet față de așa lucrări care prezentați dumneavoastră oficial, așa, și într-un loc m-am oprit și nu știu răspunsul la așa o întrebare. Cu publicațiile. Mă uit aici, dumneavoastră a scris că a fost obținut un brevet de invenție, a fost editat un ghid de proiectare dimensională tehnologică. Da. Eu am căutat brevetul ăsta, că mi-e interesant pe constructor. El este, dar... De unde e brevetul ăsta? Se referă la tema dumneavoastră sau nu? Parțial. El nu e direct legat de teza mea. Deci nu trebuie să fie scris aici. Dar e bun, asta e. Are tangență. Are tangență, dar... Oricare care e, știți, știu. Am brevet. Eu l-am căutat să mă uit chiar cum e interesant. Foarte constructiv. Mai mult suntem ocupați cu întrebările de atâta și vă atras atenția la chestiile astea. Că, mă rog, asta e un problem. Noi aici vorbiți foarte frumos să terminăm lucrarea. Mi-a plăcut că rezultatele cercetărilor științifice al dumneavoastră și-au găsit amploare după hotarele Republicii Moldova, după cât înțeleg eu de aici, da? N-ați încercat să obțineți de acolo pentru teza dată ca să o prezentați mai departe, în vedere că rezultatul astea un act de implementare. El este. Cam, cu implementările cam prost, dar... El este. Bun, este? Da, iată, încheiat, nu să nu este. Alexandru. Bun, întrebă numai. Dacă este, este. Știu o întrebare. Dacă nu mai sunt întrebări, permiteți să vă propun să trecem la dezbatere. Să vă referiți la noutatea științifică, aprecierea aplicabilității la cunoscută. Cât de bine doctoratul a reușit să pună în aplicare rezultatele cercetării. Cunoașteți dumneavoastră, lucrează ca director de întreprinderi care se ocupă de proiectări, nu numai în Republica Moldova, dar comenzi executare în Europa, Belgia. Poftim, cine dorești să ia acolo? Am să mă refer eu succint, sigur m-am uitat prin cheză, am încercat să înțeleg, am și unele păreri diferite, dar asta probabil că așa este normal. Domnul profesor Toca și cu domnul doctorant Troncea au identificat o problemă interesantă și au dezvoltat și au contribuții realmente în ceea ce privește analiza dimensională aplicabilă toleranțelor pentru adaosuri de prelucrare, practic. Aceste adaosuri de prelucrare cred că au fost introduse calculul lor analitic de către Covan cu câteva zeci de ani în urmă și practic s-au răspândit și se utilizează inclusiv în România relații de calcul al adaosului de prelucrare. Mai puțin am pus problema toleranței adaosului.
de obicei, adaugă și lucrare, dacă mă refer la forjor, forjorul vrea un adaus cât mai mare, ca să iasă piesa cât mai ieftin, să aibă cât mai puțin de lucru. Dar nu totdeauna e convenabil, nu e convenabil mai departe, pentru cei care prelucrează, cu un adaus de lucrare mare, înseamnă solicitări mai intense și un timp mai mare pentru cei care prelucrează semifabricatul forjat. Deci eu sunt de părere că sunt în teze lucruri interesante. Eu am să remarc faptul că am constatat existența unei liste de referințe biografice relativ largi. Pare să fie, unii din vest ne-au reproșat nouă că folosim termenul de biografie. Ei preferă listă de referințe biografice. Biografia ar însemna, știu, ceva de volum foarte mare, cu ordinul sutelor de referințe. Și că ar prefera unii, ne-au făcut observații nouă, să folosim termenul de referințe biografice și listă de referințe sau referințe biografice și unde biografie. Deci sunt lucruri interesante. Dumnealui are 132 de lucrări, ceea ce înseamnă un lucru important. Foarte multe dintre lucrările citate sunt publicate în ultimii 10 ani și este iarăși meritoriu acest aspect. A publicat 14 lucrări științifice, dumnealui fiind înscris în calitate de prim autor la două și cred că îi are păstatea să publice în continuare, exploatând rezultatele obținute până acum. A fost implicat în cercetări legate de aflate în conexiune cu tema tezei. Astea sunt câteva observații. Apropo de întrebarea domnului academician Bostan, la noi convenția este că tehnologul, dumneavoastră a întrebat cine are prioritate, tehnologul sau proiectantul constructiv, sau așa am înțeles eu. La noi convenția este că tehnologul nu are voie să umble pe desenul de execuție dacă nu este îndreptățit, nu autorizat să facă modificări. Altfel, eu, tehnolog, primesc o piesă, constat că nu-mi convine adaosurile sau nu-mi convine dimensiuni sau... Și ar trebui să fac adrese. La noi se făcea, drept nu mai știu care spuneți acum, se făcea adrese scrisă. Am constatat că lipsesc nu știu ce cote sau știu că adaosurile se vor stabili ulterior de fapt. Deci, pare să aibă prioritate proiectantul constructiv, ca să formez un răspuns. Domnul Cotan Sprânce a spus că e bine să lucrezi într-o echipă și, într-adevăr, într-o astfel de situație, probabil că se atinge acel optimum. Proiectantul constructiv să ia în considerare și ce solicită tehnologul. Să facă piesa ca să o pot face ușor, să o pot fabrica ușor, la costuri mici, cu durate mici, produsate ridicate și așa mai departe. Astea sunt câteva comentarii ale mele. Altfel, îi felicit pe domnul profesor Toca și pe domnul doctorant pentru finalizarea unei cercetări care a fost o preferință a domnului profesor Toca. Există varie situații în care dumneavoastră mi-a făcut trimitere la analiza aceasta dimensională și, de fapt, poate ar trebui să îi felicit pe colegii mei moldoveni pentru începerea tratativelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Ați vrut să spuneți că dacă nu se respectă din balcon, atunci ies, dacă nu am automatul Kalashnikov. Я вчера хочу сказать, работа, которую представил Аурел, она долго рожалась, да? Значит, надо сказать должное, что начинал эту работу, в общем-то, так более глубоко Алексей Полка, как руководитель этой работы, да? Значит, мы имеем совместные публикации в разных странах, это дело осуществлялось, да? Значит, ну и, конечно, значит, точно она нужна, актуальна для разработки технологий, да? Значит, тут сомнений нет, да? Значит, но всегда возникает вопрос, что недостаточно есть специалистов, разбирающихся в этих сложных размерных цепях, да? Чтобы можно было учесть, будем говорить, дешевизну конструкции и дешевизну технологии. Да? Вот этот компромисс, это, да? Ну и, на мой взгляд, будем говорить, вот эта попытка, будем говорить, Аурела совместно с Токой. Я думаю, они немножко приблизили этот вопрос к определенному улучшению, да? Вот, конечно,
это можно продолжать дальше, потому что технологии совершенствуются, меняются оборудование, так, по-другому подход. Поэтому я думаю, что надо, значит, сказать ему спасибо, что он взялся за эту работу. Взялся, что терминат. Один черпут, ну и другой. Старăușul Constantin, sunt de la Universitatea de Tehnică Gheorghe Sache din Iași. Vreau să fac niște precizări legate de precizie și precizia în legătură cu adaosul de prelucrare. În primul rând, inginerul constructor, cel care realizează proiectarea piesei, nu are de a face cu adaosul de prelucrare. El stabilește precizia finală a piesei, condițiile de calitate, urmând ca desenele ajunse la tehnolog să fie întâi analizate, eventual tehnologul stabilește dacă condițiile nu sunt prea stricte, și apropo de condițiile, dacă nu fac ca să fie prea strânse față de rolul funcțional al piesei, și atunci ar trebui să atenționeze sau să înțeleagă, cum a spus și domnul Sărtineanu, cu inginerul constructor, cu proiectantul, ca să se modifice acele condiții prescripții din desenul de execuție, ca astfel să scadă prețul de, adică costul prelucrării piesei. De asemenea, deci asta e treaba tehnologului și tot tehnologul stabilește succesiunea de operații care trebuie parcurse pentru a pleca de la un semifabricat și a ajunge la piesa finită. Deci, asta, bineînțeles, asta depinde și de dotarea tehnică a întreprinderii care execută piesa finită, plecând de la semifabricat și de o serie de factori, inclusiv de experiența personalului muncitor de acolo. Legat de precizia adaosului de prelucrare. Această precizie este legată de procedeul prin care se înlătură acel adaos de prelucrare. Nu poate fi adoptat de la sine, pentru că dacă îi dau o precizie prea mare la o slujire de groșare, bineînțeles că nu va putea fi realizată, pot să o realizez doar dacă îndepărtez cu mai multe treceri, deci adaosul acel de prelucrare, dar atunci cresc prețul de cost, prețul e altceva, deci costul prelucrării. Deci toate astea fac ca opțiunea de a lege, de a stabili un raport între cost și adaosul de prelucrare și lanțul de dimensiuni și toate celelalte abordate în lucrare, care este foarte interesant, eu am predat aprecierea asupra lucrării, să fie foarte complexă. Și, bineînțeles, calculatorul constituie doar un sprijin și tot tehnologul este cel care stabilește, ajutat de calculator, succesiunea de operații, precizia și așa mai departe. Mulțumesc. Și îl felicit și pe domnul Tocar și pe domnul Strânge. Mai sunt doritori de a... Să trăiți. Eu vreau cuvinte la domnul. Noi cei din Bateche, care spuneam că e un tehnolog bun, nu poate fi dacă nu este și constructor bun, și viceversa. Dumneavoastră că ne-ți urmărat, de fapt, că o
în cadrul proiectării trebuie să colucreze tehnologul cu constructorul. Acum când au apărut tehnologii noi, această problemă este tot atât de importantă ca și pe timpul. Cum proiectează în 3D, tehnologul face treaba fără a ține cont de multe lucruri care trebuie să le țină cont proiectantul sau tehnologul când începeau proiectarea sau elaborarea tehnologică. Iată, acest lucru probabil că ar trebui în continuare să-l cercetați, asta ca un sfat al meu, fiindcă lucrurile devin foarte importante odată cu trecerea la altă metodologie de realizare a proiectului propus de către constructor. Nu întotdeauna tehnologul are dreptul să intre în modificări. Dacă vă amintiți, marele întreprindere întotdeauna cereau dreptul celor care semnează chemarul să aprobe ceea ce a produs tehnologul sau cere tehnologul. Tehnologul poate să spună nu, adică proiectantul poate să spună nu, nu permit această modificare. Deci, eu cred că continuarea acestei lucrări în contextul trecerii la alte proceduri de proiectare, de verificare, la realizarea construcțiilor sau fabricația pieselor de mașini vechi, ceva de lucru. Ce lucru ar fi fost foarte important. Fiindcă și lucrurile astea noi trebuie să le transmitem și tineretului, studenților de asteralizare, care îi învățăm zi de zi. Stimați colegi, eu am mai spus-o și o mai spus și acum, cu certitudine. Peste câțiva ani se va schimba fața întreprinderilor industriale. Vor fi cu totul alte concepte de proiectare, fabricare. Fabricare, alte concepte și alte alte configurații de interpretare. De interpretare, de organizare. Cu totul altă bază tehnică, ce înseamnă o sculărie, ce înseamnă un atelier de fabricare mecanică, ce înseamnă acel țărit, control dimensional care acum practic trece în dar. Țină de parte domnului profesor la noi cam au dispărut acele țărituri care erau o structură organizatorică extraordinar de importantă pentru făcut industrială. Nu mai sunt. Țăriturile au fost cărate, nu știu cum în România ce s-a întâmplat, dar la noi au dispărut peste noapte, dar la piețele piese, în bușul meu, au devenit foarte bogate și în asortiment. Deci iată de ce aș spune și bușul pentru că toate temele de continua, iar este important în cazul în care noi drepturile trebuie să acceptăm schimbările care au loc la proiectare asistată de căutare. Stimați colegi, dacă nu mai sunt doi lucruri de o cuvântă, domnul Cufan vine câteva sugestii. În adresa Consiliului Științific Specializat au pervenit următoarele aprecieri pozitive.
de la Bolondos Ioan Lucian, Universitatea din Cotroșani, Beșliu Vitalie, Universitatea de Stat Alie Corusoi Dumbălț, Cărăușu Constantin, Universitatea Tehnică Găsache din Iași, Cherecheș Tudor, UPS Pilot AR București, Drăgoi Mircea Viorel, Universitatea Transilvania Brașov, Geantă Victor, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, Codruță Ileana Jalim, Universitatea Transilvania Brașov, Pasat Igor, Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro Chișinău, Pârv Luminița, Universitatea Transilvania Brașov, Roșca Călin, Universitatea Transilvania Brașov, Rotariu Adrian Nicolae, Academia Tehnică Militară, Ferdinand I, București, Rus Florian, Universitatea Transilvania Brașov, Savu Tom, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, Tătineanu Laurențiu, Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi din Iași, Șomuiac Panfil, Academia Tehnică Militară Ferdinand București, Ștefanoiu Rabu, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, precum și Topală Pavel și Băculescu Unila de la aceeași instituție. În avizul domnului Topală Pavel se conțin două întrebări. Prima întrebare către domnul Stroncea este, prima întrebare, este cunoscut faptul că costul variabil crește odată cu micșorarea toleranței. Cum ar putea fi depășită această situație prin aplicarea rezultatelor cercetării dumneavoastră? Prin neadmiterea formării cotei consecutive prin cota tehnologică proprie și alte cote istorice, prin formarea cotei consecutive numai prin cota tehnologică proprie, prin utilizarea metodei de analiză dimensională maxim și minim, compensarea erorilor, fapt care ne permite să excludem prelucrările la precizie exagerat în alte. De asemenea, prin redimensionarea constructivă echivalentă și aducerea toleranțelor, cotelor constructivă și a, și a preciziei dimensiunilor tehnologice în intervalul de optimitate. Întrebarea a doua. În care cazuri poate fi admisă similitudinea structurilor dimensionale ale semifabricatului bară piese? Similitudinea, adică semifabricatul piese. Da. Metodele de turnare și matrițare au propriile limite tehnologice de creare a structurilor și formelor dimensional-tehnologice. În limita acestor posibilități, dar și în marea majoritate a cazurilor a pieselor pe care le-am analizat, a fost posibil să utilizez principiul de dimensionare similară. Deci, acum competitorul la cadet careva observații vis-a-vis de discuții reportate, observații de bileații, rog, dispoziție. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru printr-o apreciere, dar vreau să fac următoarea precizare. Iată, să dau un exemplu la ceea ce s-a referit domnul Roșica, că la noi în Moldova sunt înlăturate unele standarduri, nu se iau în considerație. Gost. Un exemplu, gost, adică eu i-a spus gost, gost tot este. Iată, un exemplu, am avut un client care proiecta niște ascensoare. Și a venit la noi cu rugămintea dacă noi putem să realizăm proiectarea conform standardelor Lloyd's. El mai avea o firmă care proiecta în Ucraina. Și iată, noi am proiectat și am elaborat desenele de execuție unde la cerințele tehnice am scris conform standardului respectiv, cu tare, cu tare. Cei din Ucraina nu au scris lucrul ăsta, nu au menționat. Și compania respectivă a fost nevoită să achite suplimentar expertiza care se demonstreze că, iată, produsele respective corespund standardelor lor. Și adică numai prin neomiterea unei informații pe desenul tehnic, ei au cheltuit o mulțime de bani. Și da, într-adevăr, sunt de acord, cum ați menționat,
dumneavoastră că constructorul are prioritate. Sunt de acord cu asta. Însă am propus că, în teză, că în cazul când constructorul nu este de acord cu ceea ce îi sugerează tehnologul, atunci să mergem la dimensionarea echivalentă. Nu din cauza ceea ce așa dorește și nu vrea să-l întrebe pe constructor. Dar tot timpul trebuie să existe și nu exclude etapa respectivă. Dar în prezent, datorită la modul de organizare, de fabricare concurențială, atunci e bine să se organizeze echipele respective despre care am vorbit. Mulțumesc! Stimați colegi, cum conducătorul științific oferit cuvânt, să vă expuneți Stimați colegi, Aurel Stroncea a fost studentul facultății noastre, specialitate tehnologie construcțiilor de mașini, unul din cei mai buni studenți, care a fost și lector stagiar la catedră inițial, apoi lector asistent și așa mai departe. A fost printre primii studenți care au realizat chiar și proiect legat de utilizarea mașinilor de comandă numerică, centru de prelucrare, o piesă, tehnologie elaborată de dumnealui, a conținut o singură operație. A fost pentru acel timp o premieră. Noi trebuia atunci să demonstrăm tuturor că așa ceva e posibil. Tocmai peste vreo 6-10 ani, cam așa, au început să apară publicații despre posibilitatea de a îngloba într-o singură tehnologie etapele de degroșare și etapele de finisare. Dar de la început asta a fost făcut în 2000, nu vreau să spun anul. Când a fost? A fost cam de mult. S-a axat foarte mult pe proiectarea stată de calculator. Are aici succese, este legitimat pentru AutoCAD, pentru SolidWorks, ca cadru didactic. În anii 2000 situația nu era prea bună, dar el a reușit să îmbine activitatea și la catedră și în domeniul practic al ingineriei. Vreau să subliniez că în ambele cazuri el este foarte bine plasat și beneficiile sunt pentru ambele domenii. În primul rând, când se ocupă de proiectele practice, el este înarmat cu metodologia de a discuta cu studenții, de a gândi altfel decât gândește un simplu proiectant. El trebuie să gândească ca proiectant care vrea să demonstreze la fiecare pas că are dreptate și să convingă pe cineva. Este bine și pentru domeniul activității la departament, fiindcă cunoștințele și experiența pe care o acumulează în domeniul activității practice sunt foarte utile prin exemple pe care le aduce și ele sunt cu mult mai impresionante decât cele scrise în cărți. Asupra calitățile numai profesionale, așa. Asupra tezei a lucrat cu o pauză. Am reușit în ultima instanță să-l convingem să se reîntoarcă în cercetare, fiindcă domeniul activităților ingineriești este foarte contagios. Proiect, 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 proiect. Atunci ne-am întors înapoi la acest proiect de teză, de doctorat și s-a reușit. În ultimii 3 ani, ba chiar 4, s-a muncit foarte mult. S-a muncit foarte mult. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc! Și rugăm să-și expună avizurile, domnul profesor Mediancu.
Domnule academician, mulțumesc. Și mulțumesc la fel membrilor comisiei și conducătorului științific pentru propunerea și, desigur, aprobarea la nivel de facultate și universitate pe poziția pe care o am în acest moment. Am avut în cursul dimineții, adică imediat după ce am ajuns, o discuție foarte utilă cu domnul Stroncea. Mi-am prezentat recomandările pe care eu le-am văzut pentru viitor, atât în, să spunem, aspectele din interiorul tezii, dar și cercetările pe care dumneavoastră ar fi bine să le continuați în următoarea perioadă. Referatul întocmit, aici m-am consultat, să știți, cu domnul profesor Toca, pentru că sunt în premieră la dumneavoastră referent în cadrul unei comisii de doctorat, chiar dacă, să spunem, am calitatea de conducător de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei și împreună cu domnul profesor Toc avem un doctorant. M-am consultat în vederea întocmirii referatului pentru a vedea ce puncte trebuie atinse la întocmirea acestuia. Eu mi-am structurat referatul pe 6 pagini, am încercat să cuprindă în referat ceea ce, să spunem, cerințele școlii doctorale le solicită din cadrul universității dumneavoastră. Și de la bun început, eu vreau să precizez că teza, așa cum a rezultat și aici, are o aplicabilitate industrială. Adică întotdeauna, personal, când mă uit la o cercetare, întotdeauna pun problema, bine, bine, dar o pot utiliza undeva. Sunt de acord în continuare cu această, să spunem, minge aruncată la fileu, rolul proiectantului și a tehnologului în tehnologiile moderne și noi de fabricație. Da. Au fost puncte de vedere împărțite, ce face proiectantul, care este rolul tehnologului, care este mai puternic dintre cei doi. Cred că s-ar merita, să spunem, atacată problema și în viitor, cu atât mai mult, cu cât am înțeles, dumneavoastră sunteți un bun utilizator a pachetelor software moderne, da? De proiectare și sunt convins că și de fabricație. Adică proiectăm 3D, executăm 3D. Adică sunt convins că dumneavoastră îndemnați foarte bine cele două aspecte. În cadrul referatului de analiză am început cu actualitatea temei și pe scurt am precizat de ce consider că tema este importantă. Apoi, am făcut o detaliere, să spunem, a obiectivelor și pe care dumneavoastră le-ați cuprins în teza de doctorat. Am parcurs cu atenție capitolul 1. Întotdeauna într-o teză de doctorat, acest stadiu actual, cum îl numim noi, este extrem de important, pentru că rolul acestui capitol este de a găsi nișa, da? Care nu s-a găsit în literatura de specialitate și care, practic, justifică direcția tezei de doctorat. Ați definit scopul tezei de doctorat foarte bine din punctul meu de vedere și aveți câteva obiective acolo, să spunem, înșirate. De obicei, fie că vorbim de un proiect de cercetare, fie că vorbim de o teză de doctorat, după părerea mea, undeva între 3 și 5 obiective sunt suficiente, da? Pentru a acoperi și pentru a arăta importanța lucrării respective. Din punct de vedere a structurii și volumului lucrării, am văzut teza structurată pe 4 capitole, concluzii finale, referințele biografice și o serie de anexe. O scurtă prezentare pe capitole, după care urmează o prezentare detaliată pe capitole și conform, să spunem, discuțiilor avute cu dumneavoastră, consider că, într-adevăr, poate în următoarea etapă mergem cu anumite exemplificări, da, pe acest aparat matematic și aveți un merit deosebit pentru că stăpâniți un aparat matematic destul de complex. Da? Am avut cu toți ocazia să ne uităm, probabil, prin teză și am văzut, da, aparatul matematic extrem de complex. În partea a doua a referatului, considerații analitice, primul capitol al tezii, undeva la 16% din volumul lucrării, poate că acolo, să spunem, nu ar strica o erată, anumite cuvinte care încă
se mai găsesc în limba engleză, poate că anumite, eu știu, schimbări în sensul că favorabil, după cum am discutat, să treceți în optim, calitate insuficientă, calitate necorespunzătoare și așa mai departe, că din punctul meu de vedere să știți că putem interveni chiar și asupra literaturii de specialitate, în momentul în care constatăm că poate anumite chestiuni nu sunt explicate corect. Desigur, unele scăpări, să spunem, poate din punct de vedere a exprimării, prescripții în loc de necesități și așa mai departe. Capitolul 2, la fel, prezintă metodii de analiză a toleranțelor structurilor dimensionale cu referire la cele două mari categorii de metode, metode de analiză dimensională, metode de rezolvare a lanțurilor de dimensiuni bazată pe diagrama de toleranțe. Aici vreau să precizez faptul că a fost elaborată o metodă originală de rezolvare a lanțurilor de dimensiuni, având la bază diagrama toleranțelor și grafurilor relațiilor dimensionale tehnologice. Urmează capitolul 3 și capitolul 4 cu acest aparat matematic, repet, foarte dezvoltat și, cum spunea și domnul profesor Mazuru, subscriu, am avut și această discuție, poate că este bine să venim cu anumite exemple. Da? Adică știți cum e, atunci când avem, să spunem, un arbor întrepte, avem dimensiunile, avem tot ceea ce trebuie acolo și avem respectiv reprezentarea convențională a lanțurilor de dimensiuni, unde se vede foarte clar elementul de închidere, după care să urmezi, da, tot aparatul pe care dumneavoastră l-ați prezentat și cazuri concrete unde folosim. Este adevărat, subscriu și la ceea ce am discutat cu profesor Toca, sunt foarte multe exemple din punctul ăsta de vedere, dar măcar, să spunem, pot fi enumerate câteva. Mă voi opri în continuare și voi citi integral partea de sfârșit, adică nivelul științific și partea respectiv de apreciere și concluzie, cel puțin procedural, așa este la noi. Și vreau să subliniez că în urma parcurgerii lucrării, eu personal apreciez nivelul științific și consider că această lucrare corespunde exigențelor unei teze de doctorat. Și la baza acestor afirmații stau următoarele. Domnul Aurel Stronci a realizat o atentă consultare a literaturii de specialitate. S-a prezentat aici 130 ceva de referințe bibliografice, cum spunea domnul profesor Sătineanu, recente. Asta înseamnă că v-ați documentat din literatură recentă și sunteți, să spunem, la zi cu ceea ce înseamnă tematica lucrării noastre de doctorat. Contribuțiile autorului sunt legate pentru început de stabilirea metodologiei de analiză dimensională bazată pe luarea în considerare a efectelor de compensare a erorilor, fiind analizate sursele și situațiile de compensare a erorilor și demonstrate efectele de diminuare a toleranțelor adaoselor de prelucrare și a toleranțelor dimensiunilor în raport cu cele determinate prin metoda de maxim și minim. Pentru că esența tezii cam aceasta am văzut-o eu. Apoi, doctoratul dirigează cercetările spre explicarea fenomenului de compensare a erorilor. A fost și o întrebare aici. Spre caracterizarea situațiilor dimensional-structurale de compensare a erorilor pentru adaosurile de prelucrare și pentru cotele tehnologice. În ceea ce privește optimizarea structurilor dimensionale. Aici, la optimizare, să spunem, avem un câmp larg întotdeauna de cercetare. De ce? Pentru că când spunem, atunci când spunem optimizare, spunem criterii de optimizare pe care putem să-i luăm în considerare și la fel, cu exemplu prezentat și colegul Constantin Cărăușu, cost, toleranță, aici putem detalia foarte mult până unde mergem, ce ne interesează din punct de vedere al acestui cost de fabricații și așa mai departe, și a toleranțelor respectiv. Doctorandul a stabilit apoi metodologia de descompunere a grafului relațiilor dimensionale tehnologice în grafuri orientate reciproc complementare cu ordinea fazelor tehnologice, ceea ce este un lucru important. Privind structurile dimensionale complexe, contribuția principală a autorului tezei de doctorat constă în rezolvarea sistemului de ecuații după criteriul minimizării toleranțelor adaoselor de prelucrare și maximizării toleranțelor cotelor tehnologice în variantele de maxim-minim, respectiv maxim-minim cu compensarea erorilor. Am apreciat de fiecare dată, la sfârșitul fiecărui capitol, concluziile.
concluziile și, la un moment dat, aveți și recomandări. Pentru că, în fond, orice lucrare științifică, teză de doctorat, cu atât mai mult, trebuie să se finalizeze cu aceste recomandări. Cum discutam cu dumneavoastră când am ajuns, eu nu sunt adeptul ca în aceste concluzii să se treacă, să spunem, referințe bibliografice. Pentru că, în fond, concluziile de la fiecare capitol trebuie să reprezinte filtrul propriu de gândire al acelui capitol. Da? Adică nu putem spune, sau dacă comparăm, să comparăm, eu știu, o chestiune generală. De asta, până acum, nu prea am văzut referințe biografice, ceea nici dumneavoastră nu aveți, dar la sfârșitul capitolului 2 faceți această afirmație că, conform literaturii, concluziile sunt. Eu, efectiv, aș renunța. Și concluziile principale, în urma parcurgerii acestui capitol, pot fi redactate după cum urmează. Un aspect extrem de important pe care l-am sesizat și care, sincer vă spun, mi-a atras atenția, ca membru al Comisiei noastre Naționale CNATCU din România, să știți că atunci când vin tezele la evaluare, eu mă uit întotdeauna la publicațiile autorului. Este prima chestiune la care mă uit. Pentru că întotdeauna publicațiile reprezintă ce? Un rezultat recenzat, un rezultat, să spunem, demonstrat ca fiind valabil, da, obținut din partea recenzorilor naționali și internaționali. La dumneavoastră, 21 de lucrări publicate. Dar, de fapt, acum, stând de vorbă cu domnul profesor Ojegov, am constatat că am greșit în referat. Nu sunt 21. Sunt 27 de lucrări, pentru că ceea ce era scris în limba rusă, credeți-mă, nu am fost atent și nu am considerat, am crezut că nu este numele dumneavoastră acolo, chiar dacă l-am văzut boldit. Domnule Strângea, este un număr important de publicații. La noi, să știți că undeva între 6, 8, 9, 10, să spunem, publicații, da, e adevărat, acum este bătaia pe aceste Q1, Q2, sau popular cum mai este zona roșie, zona galbenă la noi, cam pe aici, pe undeva, să spunem, să plimbă o teză de doctorat. Eu vreau să vă felicit din punctul ăsta de vedere al numărului mare de publicații pe care ați reușit să-l aveți în perioada stagiului de doctorat. Întocmirea tezii într-o ținută științifică corespunzătoare, la fel, elaborare de material grafic corect, îngrijit prezentate, la fel ați văzut o prezentare, să spunem, nu numai că s-a încadrat în cele 20 de minute, dar a fost o prezentare clară și, într-adevăr, a prezentat esența fiecărui capitol. Adică nu s-a pierdut în anumite informații care, la un moment dat, puteau să ne perturbe și pe noi, adică în sensul să nu mai înțelegem nimic din acel capitol. Dacă ne uităm la structura tezii de doctorat, aveți scop, aveți obiective, să știți că am urmărit firul logic al lucrării, astfel încât să vedem, să mă conving, că ați dus la îndeplinirii obiectivului tezii de doctorat. La noi sunt niște criterii naționale care, printre care regăsim și aceste obiective îndeplinite pe parcursul tezii de doctorat, ceea ce dumneavoastră ați reușit. Partea scrisă, mereu, să știți, fac acest comentariu, adică mă uit la raportul dintre partea scrisă și cea grafică, pentru că sunt, nu poate tezii de doctorat, dar sunt mulți, să spunem, care nu comentează suficient anumite grafice sau, cu alte cuvinte, sunt doar utilizatori de soft, mă înțelegeți? Adică preiau o diagramă, dar nu prea știu, să spunem, să explice acea diagramă, adică interpretarea rezultatelor. Nu sunt figuri în cadrul tezei pe care dumneavoastră să nu le fie atacat, adică pe care dumneavoastră să nu le fie găsit o anumită explicație. Pregătirea teoretică pe mine m-a convins, pe care o aveți. Astăzi am aflat că lucrați în domeniu, adică în domeniul proiectării și nu a fabricației, ceea ce este un atu în plus, că doctorandul stăpânește, într-adevăr, ceea ce a scris acolo, un atu în plus, cel puțin pentru mine. Aparat matematic complex, o capacitate de sinteză, pentru că nu este ușor din cele 130 de referate de referințe bibliografice să selectați ceea ce, să spunem, pe dumneavoastră vă interesează. Și închei partea de referat.
prin afirmația la noi trebuie să citim, adică este obligatoriu să dăm citire la acest acord de a prezenta, nu știu dacă dumneavoastră este tot așa, de a prezenta, de a accepta teza de doctorat și de a fi, acord cu, de a fi de acord cu prezentarea publică a tezii doctorat și acordarea titlului de doctor, în cazul dumneavoastră, specialitatea tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare, codul 24205. Eu personal vă felicit pentru lucrarea realizată, felicit pe domnul profesor Toca la fel pentru coordonarea deosebită și m-aș bucura foarte mult da, să vă uitați pe recomandări și să încercați poate o perată, nu? Că am înțeles că e posibil să însoțească mai departe de carte. Încă o dată felicitări. Mulțumesc. Mulțumim. O analiză complexă și un referat care de fapt este un rezultat al unei analize minițioase pe care ați efectuat. Domnul Jego, poftim. Mulțumim. Stimați membrii seminarului științei, Consiliul științei specializat. Am să vă dau o citire mai subțint, da, la unele repere, referitor la teza de doctor în științe inginerești, elaborată de domnul Aurel Sponcea, care noi astăzi am ascultat. Se referă la optimizarea structurilor dimensionale, da, unde autorul atinge probleme legate de optimizarea lanțurilor de dimensiuni, reșind din relația dintre indicii tehnologici, calitatea, productivitatea, precizia și costul produsului finit a unui obiect la prelucrare mecanică, inclusiv cu utilizarea da, mașinilor unelte cu dirijare numerică. Noutatea științifică a lucrării constă în elaborarea de dumnealui a metodologiei de proiectare dimensională optimală a tehnologiilor de prelucrare mecanică a pieselor din construcția de mașini. Problema științifică care el a încercat să soluționeze constă în fundamentarea științifică a creierii structurilor dimensionale tehnologice și scenariilor de prelucrare optime a procedeilor de prelucrare din construcția de mașini. Metodologie da, de cercetare este relevantă scopului și obiectivelor tezii. El efectuează analiza structurilor dimensionale cu ajutorul și diagramelor de toleranță și prin intermediul grafurilor. Evoluează optimalitatea dimensională prin elaborarea algoritmului de proiectare dimensională a tehnologiei. La fel s-a vorbit deja și de structura tezii NASA-mei. Opresc eu aici mai detaliat, pot să spun că autorul posedă un limbaj logic, rezultatele sunt redate cu implicare critică, interpretativă a lui, este bine structurată teza, rezultatele științifice da, în baza lor au fost întocmite mai multe acte de implementare, așa am înțeles. În primul rând este vorba de act de implementare în procesul de studiu la ciclul 1 în cadrul Departamentului Ingineriei Fabricației. Au fost editate note de curs cu denumire respectivă și compania din Olanda, la fel, da, aplică și utilizează rezultatele cercetării ca instrument de proiectare pentru fabricabilitate. Iarăși, n-am să mai opresc că publicațiile autorului au fost prezentate, da, undeva 30 de lucrări științifice, științifico-metodice și didactice. Are 5 lucrări științifice de unic autor, se reflectă completamente esența conținutului tezei. În general, da, conținutul tezei este bine structurat logic, echilibrat, adecvat, expunerea materialului este clară,
Componenta teoretică fundamentală și cea practică aplicativă este bine argumentată și interpretată de autorul. Nu, și reșind din cele expuse mai sus, apreciez și eu lucrarea dată și autorul merită conferirea titlului de doctor în științe ingineriești la specialitate corespunzătoare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru apreciere și sugestii. Deci, noi cum trebuie să... mergem la... declarație, hotărâre, ea se spune. Hotărârea e după votare. Nu, hotărârea se anunță și... Dar este acolo. Nu, e corect. Fiecare membru trebuie să-și expune părerea. Da, este acolo. Da, cine mai dorește din sală, da. Eu mă, cine mai dorește din sală, da. Și tu, cine mai dorește din... Da, cine mai dorește, eu sunt. Membrii Consiliului, după știință. Absolvent la Cideu. Eu și vreau să spun că lucrarea care e bună, are parte tot ce trebuie pentru a fi. Adică la noi era o expresie, este disertabilă. Și la structură, și la rezultate, publicații. Nu văd niciun impediment în a expune eu personal, a da voci pentru a se acorda titlul de doctor în științe inginerești, dar este un mic comentariu, chiar referitor la ce m-a observat domnul Nedelcu. De multe mă tot lupt cu o standard de utilizare a standardului transliterare. Acesta este cazul când cineva n-a putut citi ieroglifele și a pierdut numai atât. În cazul ăsta doctoratul vreau să fie studiat că e numele. Dar nu se traduce, dar se transliterea, se scrie grafie la text. Și atunci toată lumea le înțelege. Sustinem, da? Eu prezentarea o ascult, cred că mai mult de alții. Au fost trecute prin ședința departamentului și chiar azi ne-a făcut aici o notiță că azi Aurel Soloveci, când prezenta lucrarea, parcă era dirijor. Arăta, gesticula și punctat chiar 22 de minute, 67 de slide-uri. Asta e 67 de slide-uri, asta fiecare trebuie să-l treci, să-l arăți, să-l expui. Deci eu s-o cot că a fost o prezentare, nu că reușită, dar foarte bună, din punctul meu de vedere. Am vrut și eu să intr în discuție referitor cine e buricul pământului, constructorul sau tehnologul. Dar cred că am să ridic aici niște discuții foarte aprinse și mă rețin pentru masa festivă. Și vreau să vă felicit din punctul meu de vedere că a prezentat o teză destul de reușită. Și unicul, știți cum, totdeauna există ceva când omul nu este mulțumit. Eu nu sunt mulțumit din cauza lui că a prezentat teza aceasta tocmai în 23 ani. El putea să o facă asta cu mult, cu mult mai devreme. Dar mai bine... Da, deci, dar mai bine, mai târziu decât... Deci, fiind șerele mele,
Și am să votez pentru ca substitutul respectiv. Nu influența azi comisia. A, nu, fiecare își expune părerea. Da. Mai bine. Bine, stimați colegi, referentul să le oferim cuvânt. Ei au făcut referire foarte succint. Aprobat această lucrare. Sigur. Domnul profesor Nedelcu. Sigur, da. Și un jetos. Am expus. El am să spun și eu câteva cuvinte, fiindcă spart cu deci eu n-am să vorbesc despre rezultate științifică. Eu sunt tehnolog prin formație, dar nu prin beneficii de zi de zi. Eu i-aș răspunde și domnului Mazuru, care a spus că nu vrea să strânească niște discuții. Domnul Mazuru, noi putem crede orice, dar în ultimul timp, odată cu schimbarea metamorfozei de proiectare a unei construcții, constructorul capătă avantaje și responsabilități enorme. Tehnologul, o mare parte din lucruri care trebuie să facă tehnologul, de acolo face mașina urmeantă, care are anumite funcțiuni pentru a realiza o piesă după proiectul care l-a făcut proiectantul. Eu mult apreciez anume partea aplicativă a lucrării dumneavoastră. Ea este la timp și nu știu cât este de corect că ați făcut o pauză atât de mare, dar ați ieșit la rampă atunci când trebuia să ieșiți. Acum, schimbările care au loc în construcția de mașini, nu în Republica Moldova, nu în zona noastră, că țările, toate țările europene, plan mondial, au schimbări, au loc schimbări enorme. Și iată, dumneavoastră, sunteți unul din cei care o să vă rugăm să continuați și activitatea de fapt la rândul ăsta. Că ideea din dumneavoastră un cadru didactic care trebuie să-și pună amprenta în pregătirea profesională la universitate. Eu sunt de acord cu legea, care este complexă și merită a avut rezultatul în modul în care și noi l-am dat, merită atunci din identitate cu științe de doctor cu știință. Și felicitări, domnul profesor, pentru realizarea și că ați dus-o la bun sfârșit. Să știi puțin istoria domnului Stoiciu, care plecaseră, apoi veniseră, din nou... Niciodată n-a plecat definitiv. Nu, definitiv. În cercetare știți. A, da. Felicitări și... Stimați colegi, dacă nu mai sunt doritori, trecem la următoarea etapă, care este votarea. Rezultatele votării sunt trecute în proces verbal, dar din membri, conform ordinului NCEC, 5 membri, prezenți la vot și la ședință au fost 5 membri, pentru acordare gradului de doctor științei inginerești au votat 5 membri ai Consiliului, contra 0, s-au obținut 0. Și am să citesc și hotărârea Consiliului Științific Specializat de 242-26-29 din 19 decembrie 2023, în urma susținerii tezei
de doctorul în științe inginerești, a domnului Aurel Cioncea, cu tema optimizarea structurilor dimensionale la proiectarea statului calculator a tehnologiilor de proiectare mecanică. În baza argumentelor prezentate, considerăm că teza de doctor în științe inginerești a domnului Cioncea Aurel corespunde tuturor cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova și specialității 242-05, tehnologiei, procedee și etalajele de lucrare. În conformitate cu cele expuse anterior, Consiliul Științific Specializat din cadrul Universității Tehnice Moldova hotărăște a conferit domnului Stroncea Aurel titlul științific de doctor în științe inginerești, specialitatea 242-05, tehnologiei, procedee și etalajele de prelucrare. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat D242-05 și 2399 de a conferi domnului Stroncea Aurel titlul științific de doctor în științe inginerești în specialitatea 242-05, tehnologii, procedee și etalaje de prelucrare pe generalul diplome respective. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe inginerești a domnului Stroncea Aurel în cadrul Consiliului Științific Specializat în prezența 5 membri din numărul total ce au votat, pentru că au votat pro 5, contra 0, s-a obținut 0. Data de astăzi, 19 decembrie 2020. Domnul Tronciu, vi se oferă ultimul cuvânt. Mulțumesc! La finalul acestui lung drum de elaborare și de susținere a tezei, vreau să vin cu o concluzie finală pe care am făcut-o chiar acum, iată, și o fac și acum. Dimineața, când ieșeam din casă, cu ficiorul de 7 ani, soția mi-a urat pe mult noroc. Când intrat poarta școlii, ficiorul îmi spune, tată, ești inginer? Zic, da, atunci lămurește-mi ce e aceea noroc și ce e aceea șansă. Fiind în criză de timp, i-am spus, da, lăsăm discuția respectivă pe diseară. Și acum, iată, știu ce o să-i spun pe seară. Am avut noroc să mă nasc într-o familie de la oameni de la țară care au înțeles sensul cunoștințelor și mi-au oferit posibilitatea, o șansă să-mi fac studiile, după cum spune ficiorul meu, la cea mai cool universitate din Moldova. Am avut șansa să mă leagă soția de mine în calitate de soț. Printre alte, astăzi este ziua ei de naștere. Și am avut șansa ca ea să, adică norocul să-mi nască 3 copii deștepți, frumoși, la suflet. Am avut norocul și șansa să le ofer copiilor, cei mai mari cel puțin, să-și facă educația și studiile și în prezent activează la companii de top din lume. Am avut șansa, norocul și onoarea să-l am în calitate de profesor, de șef și de conducător de viitor cu domnul Toc Alexei. El este acel care a avut un aport foarte mare la ceea ce sunt astăzi profesional. Și pot să spun cu certitudine, foarte mulți din sutele de ingineri care au absolvit catedra noastră TCM pot să confirme lucrul acesta. Am avut șansa să-mi susțin teza la un consiliu științific format din membri distinși din domeniul respectiv. Am avut onoarea ca teza mea, ca să am 2 referenți și le mulțumesc pentru aprecierea și sugestiile pe care mi le-au dat. De asemenea, vreau să mulțumesc membrilor Senatului, consiliu, colegilor de facultate, de universitate, în special domnului Tocă, că da, el a depus foarte multă energie și chiar poate și sănătate ca să ajungem la finalul acestei teze. Și ținând cont că se apropie sărbătorile de iarnă, vreau să vă doresc la toți sănătate, pace și fericire. La mulți ani! Domnul Tronce, am înțeles că pe lângă toate, acasă aveți o familie frumoasă, 3 copii, o soție care v-a ținut hatărul întotdeauna ca să
mergi pe calea dreaptă, așa că din partea noastră noi transmitem urările bine familiei dumneavoastră, copilașilor dumneavoastră, și dacă ar fi să împărțit ce ați dobândit dumneavoastră, ați împrumat astăzi, să împărțiți exact în două. Cu soția, fiindcă numai atunci când aveți în casă o soție înțelegătoare, dumneavoastră puteți să veniți în păcat cu gândul că astăzi veți face multe în cercetare. Așa că felicitări din partea noastră și vă dorim mult succes în continuare. Și sfatul meu este că dumneavoastră trebuie să continuați activitatea în cadrul universității, la universitate cu și mai avansat, dar timpul va arăta. Stimați colegi, și eu cu vocea mea răgușită, vă mulțumesc pentru că ați găsit să participați la această ședință și vă dorim sărbători plăcute de iarnă și să ne vedem și la alte susținere. Domnul Cădnician, dacă îmi permiteți, o să amint de un lucru, dacă permit, dacă ați terminat partea asta socială mare. Eu socot că noi trebuie, profitând de ocazie că astăzi îi avem oaspeți, mari prieteni ai noștri, neamul nostru care stă astăzi în fața noastră, și a fost petrecute conferința internațională MOTECH IMANE, și azi am aflat de la domn profesor Nedelcu, că stăzi două vor fi publicații. Pe această cale vreau să aduc multe mulțumiri dumneavoastră la tot acei de România care totdeauna s-au fost alături de noi și sperăm pe aceia că vom fi totodată împreună într-o mare țară care se numește România Mare. Mulțumesc! Tata, suntem acolo, domnule! Mulțumim și din partea noastră, domnule profesor, pentru tot ceea ce faceți și pentru colaborare, și eu personal să știți că m-aș bucura să văd ca și generația mai tânără să ducă mai departe, să știți, această colaborare dintre Universitatea Tehnică din Iași și Universitatea Tehnică Motor. Ar fi păcat să nu se întâmple așa. Domnul rector.